Aer curat în capitală, afaceri necurate pe lângă. Garda de Mediu a descoperit că mai multe comunități din jurul Bucureștiului ar fi pus pe picioare un adevărat lanț de incendiere a deșeurilor. Consecințele se simt în special în București, acolo unde gradul de poluare este printre cele mai mari din lume. Totuși, în ultimul weekend, bucureștenii au putut respira aer curat ca urmare a acțiunilor autorităților. Pare greu de crezut, dar aceste imagini au fost filmate în apropiere de București. Mai exact, în comuna Sintești, județul Ilfov, la nici 20 de kilometri de centrul capitalei. Aici, noul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține că ar fi găsit sursa poluării. Zeci de ilfoveni ar fi pus pe picioare o adevărată afacere de ardere a deșeurilor. Se pare că după incendiere, aceștia reușesc să scoată din materiale metal prețios, precum cupru, pe care mai apoi îl vând. În urmă cu câteva zile, comisarul șef al Gărzii de Mediu, însoțit de câțiva polițiști și jandarmi, au făcut mai multe vizite în zonele poluante, unde au discutat cu cei care ardeau gunoaiele în mod ilegal. Spusele șefului Gărzii de Mediu par adevărate, cel puțin pentru moment, întrucât în acest weekend bucureștenii au trăit o senzație cu care nu s-au mai întâlnit de foarte mult timp. Aerul din capitală a fost în sfârșit curat. Aparatele care detectează poluarea masivă au stat mai mult pe verde sâmbătă și duminică, după ce săptămâni la rând oamenii s-au plâns de poluare.